Fiți atenți în ce combinații m-a băgat spaniolul ăsta. În primul rând vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prieteni. Bă, stăteam la terasă la o cafea în El Ejido. Bă, și vine la mine un spaniol. Bă, spaniolul ăsta îl cunoșteam. Îl cunoșteam că mai făceam cu el combinații. Bă, și ăsta o cafea și vine la mine la masă. Din vorbă în vorbă, auzi ce îmi spune spaniolul. Zice, Adrian, dacă poți, vin o diseară la mine acasă că am ceva marfă. Bun, mă, la ce oră să vin? Zice, vin-o după ora 8 că sunt acasă. Bun, bă, să ridică spaniolul și pleacă. Bă, să face ceasul 8, 8 și ceva seara. Pun mâna și îl sun pe spaniol. Zic, bă, ești acasă, mă? Jose îl chema. Jose, ești acasă, mă, că mă pregătesc să vin la tine. Zice, da, da, sunt acasă, hai, vino încoace. Bă, îmi iau la mine tot ce trebuie, știi, să cântăresc aur, să-l probez, îmi iau banii. Mă urc în mașină și plec la spaniol. Jose, ăsta stătea tot acolo în El Ejido. Mă duc, bag mașina în parcare, urc la el în apartament, deschide ăsta ușa, zice, fii atent, Adrian, hai că am ceva aur de vânzare. Bă, știam că ăsta îmi vindea, ori aur, telefoane, laptopuri, plasme, înțelegeți voi. Zice, am ceva aur de vânzare, dar fii atent, trebuie să mai așteptăm puțin, să vină un tovarăș de-al meu, un marocan. Și pe urmă plecăm, că n-am aurul aici acasă, e în Santa Maria. Bine, mă. Bă, ia uite, cum așteptam noi să vină tovarășul ăsta lui, marocanul, ne-am dat la vorbă acolo, știi? Ce-mi spune spaniolul? Adrian, vara asta am pus-o. Am pus-o, zice, am făcut bani mulți. Mulți. 2-300 de mii de euro i-am făcut 100%. Bravo, mă! Bă, ca să vă spun cu ce s-o ocupa spaniolul. Spaniolul avea oameni la ciordeală. Spărgător de case, os de buzunare. Înțelegeți voi, ăștia veneau și vindea lui marfa. Bineînțeles că el avea avocați, avea relații și în caz de ceva, pac, îi scotea pe ăștia, știi? Deci ăștia veneau și vindeau lui marfa. Și el o dătea mai departe. Zice, am făcut câteva sute de mii de euro. 200-300 de mii de euro, zice, am făcut sigur. Bravo, mă zic. Bravo, mă bucur. Bravo ție. Bă, cum stăteam acolo de vorbă, nu mai durează mult, vine marocanul. Intră marocanul pe ușă. Zice, Jose, vamonos. Jose, hai să mergem. Bun, zice Adrian, haide. Hai să mergem că a venit ăsta, hai să mergem să iei aurul. Coborâm la mașini. Ce zice spaniolul? Jose. Nu-ți mai lua mașina, că oricum eu mă întorc înapoi acasă. Hai să mergem cu mașina la marocan, urcă-te cu noi în mașină, că eu mă întorc înapoi și te aduc și pe tine și pe urmă ții mașina. Să nu mai mergi și tu cu mașina, să te ții după noi, mergem cu ăsta. Bine, mă, o să urcă marocanul la volan, Jose în dreapta, eu în spate. Am plecat în Santa Maria, Santa Maria de Alghila. Bă, în mașină, până în Santa Maria, tot îl sunau de ăștia, știi? Dar aveau marfă. Jose, ești acasă că vin să-ți aduc ceva. Jose, ești acasă că vin să-ți aduc ceva. Auzeam că era pe speaker telefonul, știi? Zice, vezi? Ia uite cum mă sună. Ia uite cum mă sună, vine marfa. Vine marfa. Vezi că zilele astea te mai sun pentru niște aur. Dacă mi-aduce ăștia ceva, te sun să vii să iei aurul. Bun, mă, bă, mă bucuram, vă dați seama. Bun, mă. Ajungem acolo la locație, de unde trebuia să luăm aurul. Ajungem la locație, bagă mașina în parcare, zice, Adrian, stai aici în mașină, că noi doar ce urcăm,
Luăm aurul și coborâm. Așteaptă-ne la mașină, că nu durează mult. Bine, mă. Stau acolo în mașină, aștept să vină ăștia. Bă, am așteptat. Am așteptat, a zis el că nu durează mult, dar cred că am stat vreo jumătate de oră să-i aștept. În fine, vin ăștia după vreo jumătate de oră, să urcă în mașină, iese de acolo din parcare, zice, fii atent, am luat aurul, hai să băgăm într-o parcare, să spui și tu cântarul la drept, că știu că trebuie să stea cântarul la drept, zice ăsta, să pui cântarul, să îți probezi piesele, să le cântărești și să le iei. Bine, mă, bă, iese ăștia de acolo, din Santa Maria, mai la periferie, așa știi, mai la ieșire. Bagă într-o parcare, mă dau jos cu ăsta, cu Jose din mașină, pune cântarul acolo, dă-i, probez piesele, bă, tot era aur de 18 carate. Tot ce era acolo, aur de 18 carate. Vreo 40 ceva de grame, până în 50 de grame. Am cântărit, m-am înțeles cu el la preț, vreo 16 euro i-am dat atunci pe gram. Ăsta era prețul care îl dăteam eu, el știa prețul. Ne-am înțeles la bani, am luat aurul. Bac, îl bag în geantă, își ia și el banii, ne urcăm în mașină, spune la marocan, hai, dă-i drumul, zice, du-ne acasă. Bă, fraților, bă, mâncavași, bă, ce credeți voi că se întâmplă, mă? Băi, așa ceva, nu mă așteptam, băi, nu mă așteptam, că n-al cunoșteam pe Jose ăsta, nu mă așteptam la așa ceva, mă. Bă, o ia marocanul pe drumul ăla din Santa Maria spre El Ejido, e aproape Santa Maria de El Ejido, știi? O ia ăsta pe drumul ăla să vină spre El Ejido. În spatele nostru, ce credeți? Două mașini de poliție. Uau, 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 uau. Bagă una în față, una în spate. Ne-a oprit. Pirea dracu viață, zic, ce am făcut, mâncață și ce s-a întâmplat? Poliția? Mă gândeam, la ăștia doi, știi, or fi făcut ceva. Bine, poliția, o parte pe alta ne deschide ușile, afară din mașină, pe burtă, pe burtă, pe burtă. Bă, mă, mâncați, și ne-am pus pe burtă acolo, pe șosea, ne-a percheziționat. Bineînțeles că mie mi-a găsit piatră, mi-a găsit lichid, cântar, aurul, bani ce mai aveam la mine. A luat astea toate, le-a băgat în plic, a luat și de la ăla bani și de aia ce-a mai găsit pe la ăștia pe în buzunar și pe la spaniol și pe la marocan. Bă, ce dracu s-a întâmplat, mă? Zice, sunteți arestați mâinile la spate. Bă, ce zice spaniolul? Vă rog frumos, nu-l implicați pe Adrian, că el n-are nicio vină, el e nevinovat. Vă rog frumos, zice, Adrian e nevinovat, nu-l băgați pe Adrian. Bă, mâncați, zic. Cu ce, bă, zic, să fiu nevinovat? Ce-au făcut, bă, ăștia, bă? Nimic. Poliția m-a luat, vă dați seama, mi-a pus cătușele la mâini. Bă, mâncați, zic, dar ce s-a întâmplat? Bă, nu știam ce s-a întâmplat. Mi-a pus cătușele la mâini, m-a băgat în mașină. Deci ești arestat și tu. Da, bine, mă, zic, am încotro, hai. Mă duce la secție, eu acum nerăbdător să văd ce s-a întâmplat. Dar era ceva, zic, îmi sună avocatul. Mă duce acolo la secție, mă bagă pe mine într-o cameră, pe ăștia doi în altă cameră. Îl cunoști de mult pe Jose, bă, m-a luat la interogatoriu acolo, dacă îl cunosc de mult, ce am luat de la el, ce... Deci m-a întrebat tot, ce am cumpărat, de ce sunt cu el în mașină, de când îl cunosc, unde am fost, tot. Să spun tot ce știu. Domnule, zic, ce să spun, ne cunoaștem de ceva timp, de câțiva ani de zile, dar nu știu ce s-a întâmplat. De unde ai aurul? În primul rând spune-ne de unde ai aurul. Păi zic, l-am cumpărat de la el. Dar ce? Acum trebuie să spun adevărul, nu? Zic, l-am cumpărat de la el. Ai cumpărat de la el? Da. Bun. Unde ați fost? Păi, dar nici eu nu știu unde am fost. Nu știu unde am fost, că eu am așteptat în mașină, ei au urcat sus să ia aurul ăsta care mi l-a vândut mie, au coborât, au luat aurul, zic, și am plecat. Da? Da. Rămâi aici.
Păi, a stat acolo pe scaun cu cătușele la mână, în camera aia acolo, să aștept. Un polițai acolo la calculator, știi? Zice, tu cumperi aur? Dom'le, zic, pentru mine, pentru nevastă mea, îl cumpăr? Zic, da, mai cumpăr, intru așa și pe internet, mai caut care vinde o brățară, un lanț, piese de-astea care îmi plac mie. De ce, zic, e ceva ilegal? Eu știi, e ceva ilegal? Ăla zâmbea așa, nu e ilegal să cumperi, dar tu faci bișniță cu aur. Nu, zic, o iau pentru nevastă mea, pentru mine. Pă, zic, dau un altele acum, uite, m-a adus aici pentru una, acum mă întreabă de alta. Zic, dar de ce sunt aici? Că tot n-am aflat. Afli imediat, stai liniștit. Stai liniștit că de-aia ești aici, să afli. Bun, aștept, zic. Bă, după vreo jumătate de oră, vine un polițai. Acolo. La mine, știi? Fiți atenți ce s-a întâmplat. Zice, ce, nu știi ce s-a întâmplat? Zic, domne, nu știu. Vă dau cuvântul meu că nu știu de ce sunt arestat. Ce am făcut? Că am cumpărat aurul ăsta de la băiatul ăsta? Zice, nu, nu, nu. Nu de aia. Dar tu nu știi unde ați fost? Nu știu. Zice, ăștia doi, spaniolul și marocanul, sunt arestați pentru tentativă de omor. Păi zic, bă, cine au încercat să mă să omoare? Pe mine? Au încercat să mă omoare? Zice, nu. Ce, tu nu știi ce s-a întâmplat sus în apartament? Nu știu, domne, bă, nu știam. Să mor eu, nu știam ce s-a întâmplat acolo în apartament. Auzi? Când s-a dus spaniolul cu marocanul în apartament acolo, mai erau doi. Nu știu ce erau, marocani, spanioli, nu știu ce erau, că nu mi-a spus poliția. Dar zice că spaniolul ăsta și marocanul i-a bătut pe aia doi acolo, i-a nenorocit, băi. I-a nenorocit. Marocanul ci că l-a tăiat pe unul dintre ăia cu cuțitul. De ce a ieșit acolo? Jale, bă! Jale. Bă, și când au coborât de acolo din apartament, nimic, să văd pe fața lor vreo, să schițeze ceva, să... Nimic, mă! Nimic! Bă, de parcă nu s-a întâmplat nimic, știi? Păi zic, și ce vină am eu? Păi, s-ar putea să fii complice. Cum să fiu complice, domnule? Zic, eu am venit să iau aurul ăsta. Zic, ce complice să fiu? Uite aurul, zic, ăsta e aurul. Ce complice să fiu? Ce treabă am eu? Păi, fiți atenți aici. Care a fost norocul meu? Bă, spaniolul a spus că eu n-am nicio treabă. În declarații, când l-a dus acolo și a scris că eu n-am nicio treabă. Eu am venit să cumpăr niște aur. Și atâta tot, eu n-am nicio treabă. El cu marocanul a urcat acolo, el a pus tot spaniolul, a pus în cârca la marocan. Nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce combinații au avut ei acolo. Nu știu dacă spaniolul a vrut să se răzbune pe cineva și l-a luat pe marocan cu el, să dea marocanul, înțelegi, cu țipum, și el să se răzbune pe ăia. Sau poate că erau toți la grămadă pe aurul ăsta și nu s-au înțeles, s-au luat la bătaie. Bă, nu știu ce s-a întâmplat, că spaniolul a pus tot, adică a luat marocanul. Toată fapta a luat-o marocanul în spate. Că să vedeți ce s-a întâmplat. Și a spus spaniolul că eu n-am nicio vină. Vine un polițai de acolo, ce zice? Zice, hai că ai noroc. Ai noroc că ăsta a declarat că tu nu ești complice, că n-ai nicio treabă, că n-ai urcat sus. Dom'le, n-am urcat sus. Zic, eu am așteptat în mașină, așa cum v-am spus. Da, da, da. Dar fii atent, zice ăsta. Fii atent că aurul tău rămâne reținut. Zic, o să rămână reținut? Dacă îmi rețineți aurul, zic, dați-mi banii. Păi, ce faci, bă, tu aici? Zice, tu te negociezi cu noi? A? Tu te negociezi cu noi, zice ăsta, ca la aur? Să-ți dăm banii, a? Câți bani vrei? Da, domne, așa puțin, zic, că am zis și eu o vorbă. Dacă îmi luați aurul, că e aurul meu plătit de mine. Dacă îmi luați aurul, dați-mi banii înapoi care am dat pe aur. Auzi? Noi îi spunem ce se întâmplă. Aurul tău rămâne reținut, banii lui ăla rămân reținuți și să merge la judecată. Cum vrei să aștept judecata? Aici arestat sau în libertate? Oulu!
Zic, cum să o aștept? Păi de ce să aștept arestată? Zic, nu, vreau acasă. Vreau acasă, zic că nu-mi place să dorm aici. A, zice că ai mai dormit, nu e prima dată. Cred că nici nu mai știi de câte ori ai fost arestat. Da, domne, dar nu vreau, zic, nu vreau să stau aici, dați-mi drumul, vă rog frumos, luați aurul, luați banii, nu mai trebuie nimic, dați-mi drumul să plec. Eu știi, vreau să mă rețină, să mă prezinte și pe mine la judecată următoarea zi. Zice, da, o să fii liber, dar aurul, ca să știi, zice, aurul rămâne reținut și banii rămân reținuți și în momentul când se termină judecata, vii și ți le iei. Mă, auziți, când se termină judecata? Păi mâncați-i, păi judecata 2-3 ani de zile dura. Când se termină judecata. Bine, domne, lasă-ne număr de telefon, le-am lăsat eu acolo număr de telefon, oricum i-au luat datele, bam, bam, număr de telefon să mă contacteze atunci când va fi după judecată. Zice, ești liber. Păi mi-au dat drumul, băi, am plecat de acolo. A doua zi i-a prezentat la judecată. Bă, când i-a prezentat la judecată, marocanul a luat tot în spate. A zis că el a dat cu cuțitul, că el i-a bătut pe aia, că el. Tot! Am spus eu, spaniolul cu relații. Spaniolul cu relații, avocați buni, relații. S-a scos, bă, spaniolul. I-a dat drumul. A doua zi la judecată, i-a dat drumul la spaniol. Mă! Marocanul a rămas arestat, marocanul, l-a scos de la tentativă de omor, la nu știu ce l-a băgat, de la tentativă de omor, că i-a băgat ăsta, i-a pus avocat bun. Băi, mă sună spaniolul a doua zi. Adrian, îmi pare rău de ce s-a întâmplat. Băi, eu n-am putut să-mi iau aurul, nu? Mi-a zis că mi-au aurul la judecată. Ce să-mi iau aurul la judecată, că eu mi-am schimbat între timp numărul de telefon? Și de mor fi sunat aia după 2 ani, 3 ani când s-a terminat judecata. Nu știu, că mi-am schimbat numărul de telefon, am zis, dă-l dracu de aur, dă-i dracu de bani, că nu-mi trebuie. Zic, m-o suna ăștia și mă cheamă în instanță, vină încoace să te pui martor sau vin, cine știe ce idei le mai vin la ăștia, zic. Mi-am schimbat numărul de telefon. Bine, nu mi-am schimbat numărul să nu mă sună ăștia, l-am schimbat eu pe parcurs, știi? Atunci am zis, nu mă mai interesează aur, nu mă mai interesează. Bă, când ești în stresul ăsta, când ești în panica asta așa, ai dat și de la tine. Ai plătit și de la tine, numai să fii lăsat în pace. Că ăștia dacă mă rețineau în seara aia acolo pe arest, eu ce trebuia să fac? Trebuia să-mi pun avocat să vină să mă scoată de la calabos. Să mă scoată după arest. Și dăteam la avocat. Înțelegeți? 1000 și ceva de euro. Deci tot era cheltuială. Eu am zis, bă, ce bine, iau-te, nu mi-am pus avocat, nu sunt implicat, nu m-au băgat ăștia, dă-l dracu de aur. Deci am pierdut aurul ăla. Și aurul, și banii. Auzi, spaniolul, ce zice? Zice, Adrian, îmi pare rău că s-a întâmplat așa, că zice, eu te-am chemat. Cu mine ai mers, zice, să iei aurul ăsta? Nu am. N-avea el bani, auzi, doar ce-mi spusese că câștigase câteva sute de mii de euro. Zice, nu am acum să-ți dau banii pe aur sau n-au aurul să-ți dau acum aur ca să astea, dar lasă că mai facem noi combinații și alea, îți mai dau din bani ușor, ușor, zice, să nu simt nici eu. Auzi, bă, al dreapta. Să nu simt nici eu. Am mai făcut eu cu el combinații și o să vă povestesc eu ce combinații am făcut eu cu Jose ăsta, cu spaniolul. Da, m-a chemat la combinații el ca să recuperez din bani. Să vedeți în ce fel vroia el să recuperez din bani. Zic, lasă-mă că e bine că ești tu liber. Bă, atunci când e la cald și se întâmplă treaba asta, se întâmplă o chestie de genul ăsta, nu te mai gândești tu, băi, să-mi iau banii, băi, să le zici bine că am scăpat, știi? Lasă-vă, zic că o rezolvăm noi, e bine că ești liber, nu s-a întâmplat nimic, asta e. Deștept spaniolul. L-a luat pe marocan să-l bage linia întâi. Băi, fraților, și uite așa, spaniolul a rămas liber, marocanul nu știu. Nu știu ce s-a întâmplat cu marocanul, că n-am întrebat de marocan să mă interesez. Nu știu,
Nu știu dacă l-a scos ăsta cu avocații lui, că avea avocați buni. Oh, spaniolul avea avocați de la Sevilla. Avocați buni, rău de tot. Avocați care au scos și de la crimă. Au fost cazuri când s-a făcut crimă și și-a scos clientul de la crimă. Voi vă dați seama ce avocați, ce legături, a? Vă dați seama. Păi și nu mi-a mai recuperat aurul, nu mi-a mai recuperat și banii, dar m-am învățat minte. M-am învățat minte să nu mă mai urc la altul în mașină și să merg cu altul, să mă urc frumos în mașina mea și să mă duc la treabă. Eu atunci, dacă îmi luam mașina frumos, pac să mă urc în mașina mea și nu mă urcam cu ei în mașină, pe mine nu mă oprea poliția. Pe mine nu mă oprea poliția. Pentru că ei au oprit mașina asta că au dat ăia telefonul ăia, dar au fost bătuți. Au dat ăia telefon la poliție, au știut numărul de la mașina la Marocan, a dat numărul de telefon și de-aia i-au oprit poliția pe ăștia. Numărul de la mașină. Au dat numărul de la mașină și de-aia i-au oprit poliția pe ăștia. Că eu dacă îmi luam frumos mașina și mergeam cu mașina mea, hai bă, că nu merg eu cu voi. Eu mă urc la mine în mașină, vin după voi și al. Luam frumos aurul, ei o luau spre Elechido, eu o luam în altă parte. Să nu merg odată cu ei, știi, la întoarcere. Nu știu ce a fost atunci în capul meu, dar m-am urcat cu ei mașină. Bine că pe urmă mi-a fost învățare de minte. Și uite că, cum e vorba aia, cel mai deștept e ăla care învață din greșelile altuia. Și voi, din întâmplările mele care vi le povestesc în ce am trecut, e bine că voi învățați din greșelile mele. Și din greșeli și de unde am reușit și am trecut peste. Învățați din întâmplările mele. Asta da. Asta da, că nu vi se întâmplă. Voi le învățați dinainte. De-aia îmi place să stau și să vă povestesc întâmplări din viața mea. Eu încă o dată vă salut, prietenilor. Aveți tot respectul meu, toți care mă urmăriți, care apreciați cu un like. Bineînțeles, în secțiunea pentru comentarii știți că sunt prezent. Intru, vă citesc comentariile, vă dau like, inimioară. Aveți tot respectul meu, prietenilor, care distribuiți. Vă salut pe toți, pe toată lumea. Vă spun numai bine, rău la nimeni și bineînțeles că ne revedem la următoarele vloguri. Țineți-vă bine să vedeți ce urmează. Sănătate multă!